Palatul administrativ din Suceava a găzduit cea de-a treia ediție a forumului Dialog Bucovinan, la care au participat reprezentanți ai Guvernului Austriei și autorităților din Suceava și Cernăuți. Dezbaterile dintre reprezentanții celor trei state au cuprins în general discuții despre eventualele investiții, dar și probleme legate de cooperare transfrontalieră. O zi care este confirmată din punct de vedere al interesului internațional, printr-o prezență extrem de numeroasă, prin reprezentanți și austrieci, ucrainieni și, evident, din Suceava, dar și prin cei patru ambasadori care, iată, sunt prezenți astăzi la Suceava. E vorba de ambasadorul Austriei la București, domnul Michael Schwarzinger, e vorba de ambasadorul Austriei la Kiev, domnul Wolf Dietrich Heim, și domnul ambasador Teofil Bauer, ambasadorul Ucrainei la București, domnul ambasador Cornelinescu al României în Ucraina și, după cum bine știți, domnul guvernator Papiev, Mihaela Papiev, domnul președinte Mihailo Găinicero și, sigur, domnul consul general al Ucrainei la Suceava, domnul Vasile Boicico. Tema a fost extrem de interesantă, Eco Bucovina, perspective de dezvoltare. Cred că împreună astăzi am reușit să învățăm foarte mult, am reușit să găsim foarte multe idei pentru dezvoltarea relațiilor în viitor. Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a precizat că a patra ediție Dialog Bucovinean va avea loc în 2014 la Cernăuți. Anul viitor va veni rândul Dialogului Bucovinean să se poată la Cernăuți și așteptăm din partea partenerilor ca acest concept pe care acum 3 ani a fost gândit împreună, să fie dus mai departe, pentru că se dovedește an după an că reușește să capete o amplare mai mare și reușește să capete o dimensiune care sperăm noi să fie raportată la cei care trăiesc în aceste teritorii și în Suceava și în Cernăuți și, de ce nu, în întreaga Austrie. După dezbaterile de la Palatul Administrativ din Suceava, reprezentanții Austriei, Ucrainei și României au vizitat mai multe obiective turistice din județ.